Salutare prieteni, bine ați venit pe canalul oficial Tutoriale Gratuite sau, hai să zicem, Tutoriale Gratuite, canalul Tutoriale Gratuite, pentru că am văzut că câțiva dintre voi mi-a zis în comentarii că, nu știu, nu vă place chestia asta când zic canalul oficial Tutoriale Gratuite. E bine, chestia asta e din cauza că așa m-am obișnuit să zic, deci nu e ceva, nu știu, că aș fi eu un canal oficial sau ceva, deci, da, fiecare cum interpretează până la urmă, dar așa m-am obișnuit de la începutul acestui canal să zic, deci o să încerc să mă dezobișnuiesc dacă voi nu vreți să mai continui să fac așa intro-urile. Bun, trecem la subiectul acestui video. Voi răspunde astăzi la câteva chestii pe care unii dintre cei care m-au urmărit la anumite clipuri pe care le-am postat recent mi-au zis și practic m-au acuzat, dacă aș putea să zic așa. O primă chestie, cineva mi-a zis într-un comentariu și am văzut că mulți ar fi agreat acel comentariu de la videoul în care v-am arătat cum descărcați Adobe Photoshop CS6. Cineva a zis: nu intrați, ce credeți, uite ce ușor vă păcălește, nu știu ce, are nu știu ce script de mina pe procesor în acel link și așa mai departe. Chestia asta e total stupidă și o să vă explic și de ce. Eu acel video l-am făcut strict pentru a vă ajuta și am aplaudat pe site-ul Mediafire installerul de la Photoshop CS6 pe care eu îl folosesc, da, de ani de zile. Nu are cum să fie acolo un script de mina pe procesor sau nu mai știu ce termen am mai folosit respectivul urmăritor, dacă aș putea să zic așa, nu abonat, pentru că bănuiesc că nu e abonat. Da, deci asta e chestia. Înainte de a interpreta un anumit comentariu, băieți, gândiți-vă puțin înainte sau întrebați-mă, da, aveți Facebook-ul meu, puteți să mă întrebați acolo pe privat, răspund la aproximativ toate mesajele și destul de rapid, încerc să vă ajut pe toți. Asta e chestia, deci întrebați-mă tot timpul când vedeți un comentariu de genul acesta, când vedeți o acuzație de genul acesta, întrebați-mă, pentru că acum mulți dintre voi veți zice, e bine, dar noi știm asta, știm, nu trebuia neapărat să explici, dar poate voi ați înțeles unii dintre voi, dar alții să știți că chiar cred anumite chestii de genul ăsta. Sunt, nu să zic copii, dar să zicem persoane de vârste mai tinere sau, na, nu știu cum să mă exprim, dar care pur și simplu caută chestii din astea, wow, uite ce se întâmplă, ce face tutorial gratuit, nu știu ce, și imediat cred toate chestiile astea și asta e super, super amuzant în același timp, dar nu este adevărat, vă dați seama, n-aveam cum să pun un script de mina pe procesor sau ce zicea respectivul băiat, e ceva total amuzant și absurd în același timp. Bun, o a doua chestie despre care aș vrea să mai discut în acest video este legată de videourile sponsorizate. Mulți mi-au zis că m-am schimbat, că mai nu fac numai videouri sponsorizate și că nu vă place așa și... Ei bine, hai să vă explic o chestie. N-am cum să fac doar videouri sponsorizate și o să vă dau și un motiv. În primul rând, YouTube-ul mă obligă tot timpul când fac un video sponsorizat să specific că acel clip este sponsorizat. Deci tot timpul când eu fac un clip sponsorizat o să mă vedeți acolo specificând firma cutare sau compania cutare sau băieții de la nu știu ce ne-au trimis un produs sau ne-au trimis ceva sau ne-au dat o licență. Tot timpul voi zice chestia asta înainte de a face un video sponsorizat. Când nu specific toată chestia asta, înseamnă că videoul nu este sponsorizat. Eu, înainte de a face un clip și despre anumite site-uri, nu înseamnă că sunt sponsorizate acele site-uri. Eu pur și simplu, înainte de a atinge o temă, da, pe acest canal, eu îmi pregătesc ideile cu zile sau chiar săptămâni înainte. Și în timpul acesta eu caut site-uri, mă documentez, văd cam ce ar merge, ce ar fi mai ușor de folosit și așa mai departe pentru voi și în urma acestor cercetări fac videourile respective, deci nu e chiar atât de ușor ce fac eu, să zicem. Nu zic că e foarte greu, nu e nici foarte greu, dar îmi place foarte mult ceea ce fac pe acest canal și chiar nu vreau să mă opresc în curând, da? Vreau să continue cât mai mult acest proiect care, sincer, chiar a ajuns la un nivel destul de ridicat. Și o altă chestie, eu toate aceste videouri sponsorizate am încercat să le fac pentru a aduce pe canal clipuri mai interesante, clipuri care v-ar interesa și pe voi, deci nu e ceva ce am încercat eu să fac așa de la mine, să aduc produse care le folosesc eu ca să le aduc pentru mine și să fac un video acolo aruncat pe YouTube și așa mai departe, nu, eu chiar am vrut să fac ceva interesant pentru voi, să vă aduc ceva mai diferit pe canal, să vedem cum prinde, cum toate chestiile astea, deci... Sper că înțelegeți ce vreau să zic prin toate aceste chestii. Acum am vorbit despre toate astea, vreau să terminăm videoul pe un ton așa mai pozitiv și să vă mulțumesc tuturor celor care mă susțineți în continuare. Distrugeți practic acel buton de like, chiar ați lăsat multe like-uri la clipurile recente și vă mulțumesc foarte, foarte mult. Voi reveni și cu live-uri cam într-o lună când se duce strike-ul, abia aștept să vă reaud. Bine, nu vă voi auzi din punct de vedere fizic, dar pur și simplu vă voi vedea acolo alături de mine pe live-ul și abia aștept să
trăim din nou această experiență. Eu am fost Emi, cam asta a fost video, l-am discutat despre un subiect mai serios în acest video. Dacă v-a plăcut acest video și dacă mai vreți clipuri de acest gen, lăsați acolo comentarii, întrebați-mă, ziceți-mi. Deci eu pot să fac, ori să vă răspund la comentarii, ori să fac video în care, dacă e ceva mai complex, în care să răspund la acele comentarii. Deci eu chiar vreau să vă răspund la absolut orice nelămurire o aveți în legătură cu mine sau cu proiectul pe care îl fac, acest canal, da? Deci voi acolo îmi ziceți în comentarii și eu voi încerca să vă răspund la toți. Cam asta a fost video-ul, nu uitați, v-am zis să lăsați acolo un like, un subscribe dacă n-ați făcut-o. Eu am fost Emi, până data viitoare, eu vă zic la revedere!